Sabin, cum are viteză? Hai să citim ponturile pe care le-am pregătit și eu o să integrez dintre cele ale telespectatorilor. Ok, din Scoția, Celtic cu Patrick, gazele vor marca la ambele reprize, cota 1.51. Încă un pont la Dortmund, Dortmund-Augsburg, gazele vor avea cel puțin 6 cornere în meci, o cotă de 1.70, foarte bună. Și Eintracht cu Mainz, oase ți marchează o cotă de 1.42, încă două ponturi rapid din Germania, Hamburg Schalke X2 și cel puțin două goluri în meci, cota 1.73, și Frankfurt Mainz 1X și cel puțin două goluri în meci la o cotă de 1.70. Bun, Claudiu Cobzi ne scrie așa, Frankfurt Mainz 1X o cotă de 1.37, Boston Curzon Ashton 3+, o cotă de 1.48, Casian Bobirci ne scrie Frankfurt Mainz 1, Dortmund Augsburg peste 2.5 goluri. Borem Braintree, ambele marchează, deja suntem jos în Anglia, cota 1.85, Boston cu Carson Ashton, nu te avești noi în poza meciul ăsta, același pont, peste 2.5 goluri în meci, cota 1.53, Celebridge cu Brackley, ambele marchează, o cotă de 1.50, ajungem și în Belgia, Mechelen cu Charleroi, ambele marchează, 1.77 este cota și pentru același pariu, dar în meciul Muscon Westerlo avem o cotă de 1.66. Bun, Kruger ne scrie așa, ne dă un bilețel. Hai să vi-l spun, poate vă tentează să-l folosiți. Frankfurt Mainz ambele marchează, Dortmund Augsburg 1 și 3+, și Atalanta Empoli 2-4 goluri. Tot în Belgia suntem, Vaslav cu St. Truiden, 2-5 goluri în meci, o cotă de 1.35-1.40. La Palmas Huesca am ajuns în Cupa Spaniei, pariem pe la Palmas, o cotă de 1.55, pariem pe... Atletico Madrid nu vor marca oaspeții Gihuelo în partida de cupă, cota 1.51, Villarreal Toledo, 1 cu handicap asiatic minus 1.5, cota 1.40, să reținem totuși că sunt meciuri de cupă și să avem mare grijă la mize. Muscron Westerlo, uite, un ultim pariu din Belgia, pauză sau final, 1 la o cotă de 1.60. Bun, Alex ne scrie așa, X pauză, X final la meciul lui Wolfsburg. Foarte bun acest pronostic, îmi place foarte mult. Sorin Adrian, Dortmund Augsburg, e un joc 2 solist, interesant. Las Palmas Huesca, 1 pauză, 1 final. Dan Cincă ne spune așa, Leipzig nu a mai făcut X de 10 partide, cred că e timpul să încercați un sistem Martingale pe X la Leipzig. Foarte interesantă, bravo, și bravo, această idee. Da. Și Sabin, mai avem ponturi? Doar din alte sporturi, NBA și Euroliga de basket. Haideți să mergem atunci la rubrica de alte sporturi. Avem ponturi din basket, din două competiții, din basketul nord-american și din Euroliga. Haideți să le vedem, Sabine. Ok, din NBA, Denver Nuggets cu Dallas Mavericks, peste 195,5 puncte, deci cel puțin 200 de puncte în meci. Cota 1.40, o cotă bună pentru un bilet. Și Minnesota cu Phoenix Suns, peste 207,5 puncte, deci cel puțin 208 puncte în meci, cota 1.48. Un pronostic din Euroliga de basket, Efes cu Žalgiris, gazele vor avea cel puțin 90 de puncte în meci, peste 87,5, cota 1.85. Am înțeles. Bun. Cam astea sunt ponturile din basket. Sperăm să avem succes cu ele. Și am ajuns, prieten, la rubrica care sper eu să ne aducă ceva câștiguri consistente, cea a cotelor mari. Haideți să vedem care sunt cele trei meciuri alese. Înainte de asta, vă recomand să intrați și pe site-ul nostru pariuri112.ro, acolo unde veți găsi analize detaliate ale mai tuturor meciurilor care merită într-adevăr să fie detaliate, care merită atenția noastră a pariorilor, și de asemenea acolo unde puteți găsi concursuri, unde puteți participa chiar la un concurs de pronosticuri. Puteți fi dumneavoastră cei care dați pronosticuri. Dacă reușiți să câștigați acele pronosticuri, veți promova în Liga Tipsterilor Seniori. Acolo sunt premii consistente cu vreo 70 de milioane de lei vechi buget de premii. Bun, de asemenea avem două iPhone-uri 7.
pe care nu trebuie să le ratați și multe, multe alte lucruri interesante, dar în primul rând materialele, textele, eu n-aș pleca să pariez fără să citesc întâi avancronicile de acolo. Bun, și pentru că până acum am discutat, am detaliat, am analizat, am așa și pe dincolo, de data asta riscăm. Nu mai analizăm, mergem pe feeling, mergem pe, eu știu, pe speculații și spunem așa. Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, X-olist, o cotă de 3,50. V-am spus, e un meci foarte, foarte amețit, foarte ciudat. Și mai ales acel X-pauză, X-final de care ne spunea telespectatorul, mi-a plăcut foarte, dinainte, mi-a plăcut foarte mult. Da, hai să-l încercăm, X-olist, o cotă de 3,50. Malaga-Cordoba, 1 cu handicap asiatic minus 2. Adică să bată la 3 goluri. Dacă bate fix la 2, luăm bani înapoi, în tur Cordoba a bătut cu 2-0 în cupă. 3,85 aici cota. Și mai avem un meci din Scoția, din Liga 2-a. Poate ne iese, 3-20, Stenhouse Muir cu East Fife, oaspeții marchează în ambele reprize. Aici vorbim despre o echipă East Fife care e mare formă, vine după două victorii consecutive și joacă contra echipe cu cea mai slabă apărare din Liga 2 din Scoția. 3-20 așadar cota, poate ne ies și dăm lovitura, eu aș face un sistem, aș cere 2 din 3 și evident 3 din 3, că poate, cine știe, e ziua noastră norocoasă. Prieteni, ne revedem mâine seară. Sabin, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Seară bună și baftă la pariuri. Exact asta vreau să zic și eu. Cele bune, prieteni, baftă la pariuri. Acest program vă este